continuăm acum în Pas Alert. Împreună cu Dragoș am învățat de la cei mai buni sportivi cât de importantă este mișcarea, mai ales pentru noi cei mici. După ce ne-am convins că trebuie să facem cât mai mult sport, ne-am echipat și am trecut la treabă. Ce a ieșit? Vedeți chiar acum. Astăzi am venit la Junior Sport. Am primit tricouri și insigne, ne îmbrăcăm și suntem gata de sport. Alături de prezentatorii emisiunii Jurnal pentru copii, Eva și Dragoș, mulți copii care îndrăgesc sportul au venit să facă mișcare. De ce ați ales voi, băieți, să faceți gimnastică? Păi este un sport interesant și ne ajută în viață. Cu ce vă ajută? Să alegem corect și să fim sinceri pentru noi. După ce am aflat de ce ar trebui să facem gimnastică, ne îndreptăm atenția către un sport mai dur, boxul. Boxul este un sport al minții. Este ca fel ca șahul. De ce? Ce trebuie? Boxul nu este o bătaie, adică nu intri în ring și te bați. Trebuie să gândești. Indiferent de sport, tot ceea ce contează este să facem mișcare. Ca și mâncatul sănătos, a face mișcare este esențial pentru a trăi și a crește sănătos. Laura Teodoru, prezentatoarea știrilor sportive de la Digi24, știe acest lucru, așa că și-a adus fetița să facă sport. Ia, deocamdată merge la dans sportiv, la Mihai Petre. Dar este mult prea devreme, deci acum mai mult sunt mișcări așa, pe gimnastică să le numim, deci nu e nimic de coordonare încă, pentru că ea e și foarte mică și nu reușește asta. Dar mai târziu vom vedea dacă rămânem pe asta sau mergem pe balet, iar ca sport o vreau la tenis. Este opțiunea mea, recunosc. Vom vedea dacă îi va plăcea și ei pe viitor. Trebuie să faci și balet sau numai să dansezi? Și să faci și balet. Ia, arată-mi de balet, cum se face balet, arată-mi, te rog, puțin. Ce e asta? Ce e asta? E un dans grecesc? Da. Cine te-a învățat pe tine? Doamna de la dansuri. Și ție îți place să faci dans? Da. Ce fel